primul rând vreau să mulțumesc pietrenilor pentru că cea mai mare pondere în stabilirea acestei candidaturi este evident că a avut o sondajul de opinie, sondaj de opinie în care pietrenii mi-au dat, mi-au transmis încrederea pe care o au în mine și sunt primii cărora vreau să le mulțumesc. În acest moment putem vorbi de o echipă sudată, o echipă concentrată pe un singur obiectiv, și anume câștigarea alegerilor locale din vara acestui an. Faptul că eu am fost persoana desemnată de Partidul Național Liberal să candidez la primăria municipiului Piatra Neamț, cred că este și o răsplată a efortului administrativ, a seriozității cu care am tratat administrația locală, cel puțin în perioada de când sunt primar, interimar, pe un an și o lună. Eu zic că am tratat administrația așa cum orice primar trebuie să o facă și v-am mai spus și cu alte ocazii că îmi doresc ca modelul de administrație de la Piatra Neamț să fie preluat și de alte localități din țară. Principiul de bază de la care am pornit la drum, la investirea în funcția de primar interimar, a fost normalitatea în administrație. Normalitate care, pe parcursul unui an de zile, a reușit să fie instaurată în administrația locală din Piatra Neamț și roadele nu au întârziat să apară. Practic, avem o stabilitate financiară în cadrul primăriei, avem principii foarte clare după care lucrăm, avem o primărie funcțională care se adresează pentru rezolvarea problemelor cetățenilor și practic și cetățenii au constatat lucrul acesta. Totodată, cred că m-a recomandat în stabilirea acestei nominalizări și deschiderea pe care o manifest față de cetățenii orașului Piatra Neamț, deschidere care va fi prezentă și în activitatea mea viitoare.